Adrian Nestase, document exploziv în contextul desecretizării protocolului SRI, Băsescu nu puteau să duc la rezultate fără complicitatea Bruxellesului. Fostul premier Adrian Nestase a publicat un document pe blogul personal care ar explica raiunile protocoalelor semnate între diverse instituții din Aranoastră. El precizează ce documentul ar putea conține date importante cu privire la complicitatea Bruxellesului în cazul protocoalelor construite în România împotriva adversarilor politici ai lui Băsescu. Am găsit, în arhiva mea, un material mai vechi în lecturi cu interesele lui José Manuel Durão Barroso, președintele Comisiei Europene, actualmente transferat în interesul serviciului la banca de investiții Goldman Sachs, în România. Nu l-am verificat. Credinți că această notă ar merita o cercetare atent. Mi se pare că el ar explica rațiunile pentru care protocoalele construite în România împotriva adversarilor politici ai lui Băsescu nu puteau să duc la rezultate fără complicitatea Bruxellesului, a scris Adrian Nestase pe blogul său. Documentul publicat pe blogul lui Adrian Nestase.